Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! Am 600 de oi și voi renunța la jumătate dintre ele. Am citat din fermierul Gheorghe Popa din Dobrotești Teleorman cuvinte pe care le veți auzi și în interviul luat de colegul meu Marius Milea. Forța de muncă, lipsa unui sprijin concret din partea statului, explozia prețurilor la utilități, scăderea drastică a puterii de cumpărare a românilor, toate acestea duc spre un singur deznodământ: diminuarea volumului de afaceri din sectorul ovin. Mai mult, lipsa angajaților îi determină pe majoritatea proprietarilor de ovine să renunțe total la rasele de lapte și să le înlocuiască cu cele de carne. Vor crește animale numai cei care se vor ocupa efectiv și vor munci pentru ele. Forță de muncă nu se mai găsește. La ora actuală am băieții amândoi care lucrează cu mine în fermă, lucrează și soția, suntem noi. Dacă reușim să găsim unul sau doi angajați să ne mai suplinească în paza lor pe perioada zilei, este foarte bine. Dacă... Deci pasnici, nu altceva. Pasnici, nu altceva. La ora actuală suntem cu garduri electrice. Situația ne conduce spre alte tehnologii. Când spuneți că vă conduce spre alte tehnologii această situație, la ce vă referiți mai precis? Trebuie să înlocuim forța de muncă cu alte posibilități ca să putem să ducem înainte această îndelenicire. La o suprafață de izlaz unde înainte să pășunau cu și omul avea grijă de ele. Trebuie să punem garduri electrice, să rămână singure în garduri electrice. Mulsul. O să renunțăm la muls, nu o să mai vedem brânză, o să lăsăm miei să sugă la ele și o să producem decât carne, nu o să mai producem și lapte. Păi e singura soluție rasa de carne, că soluția ar fi și pentru lapte, dar cum să putem să obținem brânza? Pentru că ca să obții lapte trebuie oaia să fie mulsă seara, dimineața, nu ai cu cine să o mulgi.